Petreceri de 1 mai ca înainte de pandemie. Muzica a resunat în toate cluburile de pe litoral, iar turiștii au fost dornici să recupereze distracția de care nu au avut parte în cei 2 ani de restricții. Perfect! Super mișto! Te simți foarte bine în această seară minorată. Nu, no, m-am gândit la dans. Cine vii de seara asta? Cu dragii mei colegi de muncă. Foarte bine! Păi era dor de atmosfera, da, dar era foarte dor. Nu mă e frig puțin, că... Foarte bine, m-am încălzit! Și la festivalul de muzică electronică din Mamaia Nord, distracția a fost la cote maxime. Mii de tineri au dansat până la ziua în corturile special amenajate. Mulți dintre ei au venit din străinătate. Gurmanzii au avut și ei un festival al lor. Peste 30 de comercianți din întreaga țară s-au adunat în nordul stațiunii Mamaia. La mare căutare au fost burgerii, hot dog-ul și burritos. La Baia Mare. Ce aveți acolo? Cartofi prăjiți. Cum vi se pare? Spiralați. Super! Relaxată, e ok, e mișto. E la aer curat. Prețurile cum vi se par? Ok, ok, raportate la calitate sunt ok. Hotelurile de lux au fost pline în weekend. Cel mai mare succes l-au avut resorturile cu vedere la mare. Toate cele 300 de camere puse la dispoziție de acest resort pentru mini-vacanța de 1 mai au fost rezervate în totalitate. Încăperile sunt spațioase și au jacuzzi în cameră. Astfel, turiștii au parte aici de un concediu de neuitat. Întâmpinăm după 2 ani cu zâmbetul pe buze, fără mască și creăm din nou relații frumoase, așa cum este normal să facem în turism. Considerăm că a fost un 1 mai reușit pentru toată lumea și oamenii au reușit să se distreze din nou, fără niciun fel de bariere. Sunt turiști care vin an de an în nordul litoralului, cei mai mulți pentru cluburile și oportunitățile de distracție de aici. Ne era doar după pandemie. Da, în fiecare an veneam aici, în Mamaia și da, e frumos. De ce 1 mai la mare? Nu știu, e prima dată. Să vedem cum o să fie. De unde veniți? De la Satul Mare. Costineștiul a fost marea revelație acestei mini-vacanțe de 1 mai. A strâns 10.000 de tineri la cel mai mare concert hip-hop al anului. Toate beach barurile au fost pline, iar ringurile lor de dans au fost neîncăpătoare.